Salvatorii au dat start astăzi campaniei de prevenire a cazurilor de intoxicație cu dioxid de carbon emanat în urma procesului de fermentare a vinului. Astfel, angajații Inspectoratului General pentru Situații de Urgență vor merge din casă în casă pentru a informa gospodarii cum să evite riscurile la care se expun atunci când pun vinul la fermentat în încăperi ce nu sunt dotate cu sisteme de aerisire. În timpul amă, din tâi o lăsăm o leacă să ridice și pe urmă punem zahăr, apă și pe urmă începem amestica. Ia că așa încetișor începem amestica până el fierbe. Doamna Taisia de Micăuț a cules poama acum câteva zile, iar azi dimineața am găsit-o frământând poama în cadă. Anul acesta, roada de struguri a fost mai bogată, spune ea, iar vinul pe care îl face speră să ajungă familie pe tot anul. Câteva case mai la vale am găsit-o și pe doamna Vera, care spune că atunci când soțul e la serviciu, ea se ocupă de toate treburile gospodăriei, inclusiv de frământarea strugurilor. Deși recunoaște că e cale lungă până vinul ajunge în ulcior, ei abia așteaptă să guste un pahar de must ori de tulburel. Aici e cras, de ce a bătut, așa cum se face odată un vin. Eu sper că o să fie foarte bogat, gustos. Cine, cu soțul împreună. Copilașii noștri să plecați peste hotare, spre mare regret, inima tare frântă și cu gândul adânș, pentru că facem și pentru dânși până la urmă, nu numai pentru noi. Faceți vin, domnule? În fiecare an. Aveți mult poamă? Nu avem multă poamă, pentru că nu suntem băutori. Noi suntem moldoveni și iubim să avem un pahar de vin în beciul nostru, să nu umblăm sau cumpărăm. Totodată, femeile știu că procesul de fermentare a vinului poate fi periculos, de aceea spun că sunt foarte atente. Și aerisim, nu intrăm acolo pentru că știm care sunt consecințele. Astăzi și Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a dat start campaniei de prevenire a cazurilor de intoxicație cu dioxid de carbon emanat în urma procesului de fermentare a vinului. Astfel, salvatorii vor informa oamenii în următoarea perioadă despre aceea cum să evite riscurile la care sunt expuși. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a lansat campania de informare a cetățenilor privind riscul intoxicațiilor cu dioxid de carbon în urma procesului de fermentare a vinului. În acest sens, vor merge pe la gospodăriile oamenilor pentru a-i atenționa despre riscuri. Le vor fi înmânate pliante informative, astfel încât să fie mult mai protejați în acest proces foarte important pentru toți gospodarii din Republica Moldova. Dioxidul de carbon emanat în urma procesului de fermentare este o substanță toxică, fără miros sau culoare, iar aflarea în beciuri și subsoluri nedotate cu ventilație corespunzătoare prezintă un risc sporit pentru viață și sănătate, au mai avertizat salvatorii. În timpul procesului de fermentare, pe cât este posibil să fie efectuat în aer liber. Dacă totuși nu aveți posibilitatea, atunci încăperile să fie cât mai mult ventilate. Campania demarată de IGSU se va desfășura pe tot parcursul perioadei de recoltare și fermentare a strugurilor, iar salvatorii vor informa populația despre riscuri și măsuri necesare de prevenire. Potrivit datelor IGSU, în anul 2020, în urma intoxicației cu dioxid de carbon, au avut de suferit 3 persoane.